Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă citire. O nouă citire de genul Alege o carte. O nouă citire care are următorul subiect. Ce anume ai fost într-o viață anterioară? Ce ai făcut în acea viață anterioară? Dar mai important decât atât, cu ce lecții ai venit în această viață din cea pe care ai trăit-o acum ceva mult timp în urmă. Sunt întrebări firești, zic eu, normale și vă ajută pe voi să vedeți la ce anume mai aveți de lucrat. Sunt chestii pe care nu ați reușit în acea viață să le rezolvați, nu ați reușit să învățați acele lecții și, ca atare, veniți cu ele după voi în această viață în speranța și promisiunea personală către Univers că le veți învăța, le veți rezolva. Acum, am înțeles din partea voastră că runele nu vă plac sau cel puțin nu vă inspiră în alegerea grupelor de cărți și ca atare m-am întors la ce cristăluțe am prin cabinet pentru a vă putea ajuta pe voi cumva să alegeți grupa de cărți care vă reprezintă cel mai bine. Și avem patru grupe de această dată. Pentru grupul numărul 1 avem acest calcit drăguț, sclipicios, nu știu cât se vede la cameră, că ar fi de sclipicios, dar da, uite că se vede acum. Deci pentru cei care îndrăgesc acest calcit și observă ceva drăguț în el, atât cât se poate vedea, răspunsurile voastre sunt în grupul numărul 1. Pentru grupul numărul 2, iată, avem acest cristăluț, nu știu exact cum se numește, dar este frumușel. Nu vreau să-i dau o denumire și să-mi săriți în cap că am greșit, nu știu, dar este de un albastru interesant. Dacă vă atrage acest cristăluț, atunci mesajele voastre, povestea vieții voastre anterioare este în grupul numărul 2. Pentru grupul numărul 3 avem acest ametist superb. Dacă sunteți atrași de frumusețea acestui ametist, povestea voastră este în grupul numărul 3. Iar pentru grupul numărul 4 am ales acest pendul din Piatra Soarelui. Uitați cât de frumos clipicește. Iar dacă vă place ideea de pentul, dacă vă place această piatră, atunci mesajele și povestea voastră se află în grupul numărul 4. Bun, dragii mei, inspirați adânc, știți foarte bine ce aveți de făcut. Închideți ochii, lăsați intuiția să funcționeze, să iasă în prim plan și vedeți care din cele patru cristale vă atrage. Calcitul, haideți să vi le mai arăt o dată. Calcitul pentru numărul 1. Pietricica albăstruie pentru numărul 2. Ametistul pentru numărul 3. Și pendulul din Piatra Soarelui pentru numărul 4. Bun, și pentru că ați hotărât, vom începe, bineînțeles, citirea cu cei care au ales acel calcit și anume grupul numărul 1. Ok, haideți să vă arăt și cărțulile așa cum v-am obișnuit pentru fiecare citire în parte și după aia vedem noi ce se arată. Și avem în felul următor, prima carte pentru viața voastră anterioară este treiul de cupe. Apoi aveți șasele de săbi. Din Keeper Deck aveți această carte a casei, foarte frumoasă, foarte interesantă. Din oracolul soarelui aveți următoarele cărți, prima și a doua. Creepy, creepy. Cartea aprecierii. Cartea ascensiunii.
Cartea conversației de la inimă la inimă și din Symbolon aveți Moira și această carte a Pocalului. Dragii mei, se pare că cei care ați ales numărul 1 într-o viață anterioară, în această viață anterioară care a ales să iasă la suprafață pentru voi, această viață din care voi ați plecat cu niște lecții învățate neterminate, arată cam în felul următor. Din ce văd eu aici, ați făcut parte, aș spune, din rândul nobilimii. Nu erați din rândul nobilimii, dar nu vorbim aici, erați la curtea regală, eu așa vă văd că erați la curtea regală, dar nu făceați parte din, nu știu, familia regelui și așa mai departe, nu, dar erați de viță nobilă cumva. În această viață ați dorit foarte mult să aveți putere, ați dorit foarte mult să aveți influență în rândul celor din jurul vostru, celor de la curte, să spunem, dacă tot vorbim despre o astfel de perioadă. Îmi arată foarte clar această carte a casei, care de fapt ea este un castel. Uitați cât de frumos este. Poate chiar vă atrage această imagine și poate în acest moment încep să apară niște flash-uri din acea viață. O viață, așa cum am spus, în care voi v-ați dorit puterea, v-ați dorit să ajungeți cât mai sus în această carte a ascensiunii, să ajungeți să îi influențați într-un fel sau altul pe cei din jurul vostru și pentru asta simt că ați încercat, nu că ați încercat, chiar ați și făcut parte din un fel de societate secretă, un fel de frăție, în care se făceau tot felul de ritualuri, în care se făceau tot felul de întâlniri pe ascuns. Și mi-atrage atenția această carte de 6 de săbii. Faptul că voi vă furișați, poate noaptea, din casa în care stăteați, din castelul în care stăteați, către locuri în care se făceau tot felul de întâlniri, tot felul de ceremonii, tot felul de chestii care nu erau tocmai acceptate de societate, nu erau tocmai cunoscute de societate. Ați acceptat să intrați în astfel de conjuncturi, în astfel de frății, așa cum am spus, pentru a ajunge cât mai sus posibil, pentru a ascensiona, dar nu pe plan neapărat spiritual. Ați făcut acest lucru, simt, pentru a câștiga niște avantaje materiale. Aprecierea celor din jur, v-ați dori foarte mult această apreciere, faptul că, v-ați dori ca oamenii să vă privească într-un anumit fel, să vă respecte, poate chiar asta v-a lipsit atunci într-o oarecare măsură și ați considerat că făcând aceste lucruri și apelând de altfel de forțe, puteți, sau mă rog, puteți în acea viață să câștigați mai repede și mai mult respectul persoanelor din jurul vostru. Poate chiar era vorba despre o persoană pe care încercați să o impresionați în mod deosebit, îmi vine să spun acum. Poate era vorba despre o domnișoară, pentru că tot apare această cucoană acolo cu trandafirul în mână. Ați făcut aceste lucruri exact cum am spus, dar dintr-un motiv egoist. Nu a fost pentru a ajuta omenirea, nu a fost pentru a vă ajuta pe voi să creșteți din punct de vedere spiritual. A fost doar pentru putere și cam atât. Ceea ce n-ați văzut voi venind în acea viață și dacă faceți același lucru și în viața asta, ar fi bine să ascultați ce urmează să vă spun, pentru că s-ar putea să nu vedeți nici acum venind acest lucru. Pentru fiecare lucru pe care îl faceți, există întotdeauna o chestie care trebuie dată la schimb. Vedeți această floare care crește în ambele direcții. Și am așa un feeling că voi ați cerut prin acele ritualuri, prin acele incantații, ați cerut niște lucruri care vi s-au și oferit
pentru că simt foarte clar că ați ajuns la acea ascensiune, ați ajuns în locul în care vă doreați în acel moment. Dar au venit cu un preț. Au venit cu o pierdere foarte mare pentru voi. Este această carte a pierderii. Poate chiar au venit cu prețul de a pierde această persoană dragă. Lucru care, evident, v-a întristat foarte mult. A fost o chestie pe care, să spunem, în ghilimele, maestrii voștri de atunci, cei care aveau acele frății, nu vi l-a spus. Că de fiecare dată când cer ceva, trebuie să ofer ceva la schimb. Ați aflat-o în acea viață pe pielea voastră. Ce mai simt eu pentru voi este că acest lucru v-a măcinat încet, dar sigur, pentru că a intervenit în voi un obstacol, o încăpățânare de a înțelege firul vieții, de a înțelege nu neapărat firul vieții, bine, și firul vieții, dar de a înțelege acest fir, această lege, hai să nu spunem fir, această lege a universului, că toate sunt în ordine și toate sunt așa cum trebuie să fie, inclusiv aceste, nu vreau să-i spun recompense, dar nu sunt recompense, aceste plăți pe care voi le-ați făcut fără să vă dați seama, le-ați făcut fără să știți de ele, v-ați dat seama după ce s-a întâmplat, fac parte din această orânduire a universului, fac parte din aceste legi, v-ați încăpățânat să învățați acest lucru. Ați intrat, simt, într-o fază spre sfârșitul vieții, dar după ce s-au produs aceste pierderi, ați ajuns, așa cum am spus, în vârf, ați câștigat tot ceea ce vă dorea să câștigați, după care ați început să plătiți pentru ceea ce ați câștigat și atunci a fost picajul vostru. Atunci lucrurile au început să se destrame și ați intrat într-un conflict interior în care ați început să puneți tot felul de întrebări. De ce s-a întâmplat acest, de ce mi s-a întâmplat mie acest lucru? Pentru că această carte a Pocalului spune foarte clar că ați pus întrebările greșite. Ați pus întrebările greșite pentru că toate se refereau la persoana voastră. De exemplu, în loc să întrebați care a fost scopul acestor pierderi, care a fost imaginea de ansamblu, voi întrebați și vă dădeați cu capul de masă că de ce vi s-a întâmplat vouă acest lucru. Tot, absolut tot, toate întrebările se refereau doar la propria persoană. Deci nu ați scăpat nici măcar în ultimul moment de acel ego, să spunem, și nu ați încercat să mergeți mai sus și să vedeți că așa trebuia să fie, că aceste pierderi trebuiau să se întâmple pentru că vouă vi s-a oferit ceva și voi trebuia să oferiți ceva în schimb. Faptul că nu vi s-a spus acest lucru, asta este, trebuia să căutați. Nu vă aruncați, să spunem, în această dorință de a avea, de a acapara, de a merge cât mai sus, de a face aceste lucruri secrete pentru a obține aceste treburi. Aveți și această carte de conversații de la inimă la inimă, care îmi spune mie clar că voi trebuie să fiți sinceri. Atunci nu ați fost sinceri. Așa cum am spus, ați făcut lucruri ascunse. V-ați ascuns chiar și de cei dragi. Iacă, veniți în această viață cu următoarele lecții. Trebuie să fiți foarte sinceri cu cei din jurul vostru, să nu mai faceți lucruri ascunse, pentru că există această tendință, da, de a ascunde aceste chestii, pentru că probabil vă gândiți că cei din jurul vostru nu le vor accepta vreodată așa cum s-a întâmplat în acea viață. Veniți cu încă o lecție, și anume aceea de a vedea imaginea de ansamblu, a vedea că ceea ce se întâmplă în jurul tău se întâmplă dintr-un anumit motiv. Ai venit în această viață cu lecția de a înțelege că există un echilibru perfect în acest univers și de câte ori cer ceva, trebuie să oferi ceva la schimb.
să nu te mai simți pedepsit de univers pentru că ți se ia ceva. Nu ți se ia niciodată ceva dacă nu ți se oferă ceva. Și dacă ți se ia ceva, să spunem, da, trebuie să înțelegi că lucrurile, firul vieții, firul legilor universului, așa este. Și trebuie să dai dovadă în această viață de această acceptare a lucrurilor care se întâmplă. Trebuie să renunți puțin la ego, nu zice nimeni să nu-ți dorești să ajungi sus. Ba da, poți ajunge sus, dar poți ajunge sus prin forțele tale, fără ascunzișuri, fără tot felul de, să spunem, ritualuri. Nu știu cât se mai, mă rog, sau nu știu cât practicați voi aceste ritualuri, dar dacă o faceți, nu o faceți pentru dorințe egoiste. Dacă faceți ritualuri și altfel de chestii, să le faceți pentru binele suprem al tuturor celor din jurul vostru. Și atunci lucrurile sunt cu totul altfel. În fine, aici ar fi mai mult de discutat, dar este foarte interesantă povestea voastră de viață cu aceste frății, cu aceste societăți secrete, cu aceste lucruri pe care voi, sau da, voi le foloseați pentru a câștiga niște treburi, pentru a fi deasupra altora. Și iată că ați plătit pentru așa ceva în acea viață. Trebuie să fiți conștienți, așa cum am spus, că unele lucruri trebuie plătite, că firul vieții și firul legilor Universului este foarte corect și nimeni nu te nedreptățește. Cam astea sunt lecțiile cu care veniți din acea viață, pentru că acolo, dragii mei, în acea viață nu ați reușit să treceți peste, nu ați reușit să înțelegeți aceste lucruri. Și foarte important, așa cum v-am spus, să fiți cât se poate de sinceri în această viață și să încercați să nu ascundeți lucruri de alții, pentru că ați făcut-o atunci și vine în această viață ca o lecție pentru voi să fiți cât mai onești, cât mai autentici, cât mai deschiși cu cei din jurul vostru și, bineînțeles, în primul rând, cu voi. Dragii mei care ați ales numărul 1, asta este citirea pentru voi. Sper că a fost destul de clară. Cred că v-am dat ceva de gândit. Aveți tot timpul să vă gândiți și să faceți ceva pentru a învăța aceste lecții ca să nu mai treceți prin așa ceva, aceste pierderi, să spuneți că vă bate Dumnezeu sau Universul. Deci pentru a învăța lecțiile în această viață și să nu se mai repete și pentru a trece în următoarea viață la altfel de experiențe, nu să le tot repetați pe acestea. Dragii mei, asta este citirea pentru voi. Până ne vedem data viitoare la Taroscop sau altfel de citire, eu vă pup și vă iubesc! Salutare, dragii mei care ați ales numărul 2 și pietricica albastră. Haideți să vedem care este povestea vieții voastre anterioare și cu ce lecții ați venit în această viață din aceea. Și haideți să vedem și cărțulile care au ieșit pentru a ne lămuri în această privință. Și aveți în felul următor, din tarotul clasic, 10-le de bâte, 4 de cupe, cartea muncii, ok, cartea aceasta de dominare, cartea protecției, cartea drumurilor necunoscute. Wow! Interesant! Merită așteptarea. Cartea oracolului din Delphi, cartea măscăriciului și cartea acestei femei care învață ceva. O energie foarte interesantă, dragii mei, ce văd eu pentru voi care ați ales numărul 2? Că într-o viață anterioară. Interesant ce vine. Și nu înțeleg de ce ați făcut lucrul ăsta. Într-o viață anterioară ați renunțat la puterea personală. Puterea personală nu în sensul de că ați fi avut voi vreun statut puternic. Nu. Ce văd este că ați fost poate fermieri, muncitori. Ați
renunțat la puterea care zăcea în voi, pentru că văd foarte clar, voi ați avut niște daruri, niște daruri spirituale, niște puteri, niște chestii extrasenzoriale, să spunem, pe care le-ați băgat sub preș, pe care le-ați suprimat. Cred că ați făcut acest lucru pentru a vă proteja familia. Poate că vremurile în care ați trăit, în acea viață, nu erau foarte tolerante, să spun, în ceea ce privește ceea ce numeau ei magie. Pentru că eu asta văd, ați avut aceste puteri, ați avut cel puțin această putere de a prezice viitorul, de a vedea viitorul, de a intui ceea ce urmează să se întâmple. Dar dintr-un motiv sau altul ați ales să nu faceți acest lucru, ați ales să negați aceste puteri pe care le aveați și să duceți o viață normală, să munciți până la epuizare pentru stăpânii voștri, stăpânul vostru, rege ce era pe vremea aia. O viață cu multe încercări, o viață care v-a pus de foarte multe ori la pământ. Dar așa cum am spus, simt că ați făcut acest lucru pentru a vă proteja pe voi și pentru a-i proteja pe cei dragi voi, familia voastră. Simt foarte clar că în familia voastră se știa despre acest dar al vostru, nimeni nu vorbea despre acest lucru, riscurile erau prea mari. Ați avut de ales între a munci în continuare, între a fi, nu neapărat sclavi, că nu vă văd chiar în postura de sclav, dar a fi într-o pătură socială mai de jos și a merge pe acest drum al magiei, pe acest drum al darurilor voastre spirituale. Ați avut această ocazie, ați avut această șansă sau ați avut măcar acest gând, pardon, în minte, în acea viață. Rămân să muncesc, dar rămân în viață. Extraordinar. Ha-ha. Bun. Sau merg, mă scuzați, pe această cale necunoscută. E foarte interesantă energia voastră. Nu, ok, eu acum în secolul 21 nu înțeleg de ce ați renunțat la aceste lucruri, dar știind ce s-a întâmplat în acea perioadă când vrăjitorii, vrăjitoarele, magii și mai departe erau arși pe rug și toată lumea îi vâna și toată lumea era după ei, este de înțeles de ce ați ales să faceți acest lucru. A fost o persoană în viața voastră, cel puțin o persoană în acea viață care a făcut tot posibilul să vă țină jos, a făcut tot posibilul să vă umilească, să spunem, da? Avem și această carte a măscăriciului și acea carte de dominare. Erați puși, poate, să faceți tot felul de lucruri, de ce nu pentru amuzamentul celorlalți, erați luați la mișto, erați luați peste picior. Lumea nu vedea ceilalți, afară de cei din familia voastră, asta mi se spune foarte clar, lumea nu vedea puterea din voi. Lumea poate a auzit niște zvonuri legate de ceea ce puteați voi să faceți și intervenea această batjocură, intervenea această chestie de a vă umili. Este o rană de umilință care simt că ați adus-o cumva și în această viață. Ați acceptat să o faceți pe măscăriciul atunci, ați acceptat să faceți tot ce era nevoie să faceți pentru a nu fi demascați, pentru a nu ieși la suprafață această putere care stătea în voi, acest dar care stătea în voi de a vedea lucrurile. Dar pe care știu foarte sigur și simt foarte sigur că îl aveți și în această viață. Ați studiat pe ascuns foarte multe chestii, ați citit foarte multe, atâtea cărți cât
ați putut face în acea viață. Ați fost atrași de științele oculte, cu toate că voi, pentru ceilalți, erați un simplu muncitor sau o simplă muncitoare, cu toate că simt că este o energie masculină aici, care era dus cu pluta. Așa vă considerau. Iau-te-l și pe ăsta, ce chestii mai spune, mai vorbește sau ce fel se comportă, pentru că chiar în ciuda faptului că voi încercați să suprimați acest dar al vostru, voi erați altfel decât ceilalți. Întotdeauna ați fost altfel decât ceilalți și cred că și în această viață, această caracteristică, această trăsătură vă urmărește cumva. Nu vă integrați voi în societatea asta de zi cu zi. Simt că sunteți atrași, da, de aceste științe ezoterice, de tot ce înseamnă ocult, de tot ce înseamnă magie, de tot ce înseamnă clarauziție, clarvedere și așa mai departe. Citiți despre unii dintre voi despre aceste lucruri, pentru că este ceva în ADN-ul vostru care nu s-a stins și nu are cum să stingă, rămâne acolo. Asta ați făcut și atunci, doar că nu vi s-a permis. Nu vi s-a permis în acea viață să vă arătați darurile, să vă folosiți de aceste daruri și să folosiți aceste daruri pentru binele suprem al celor din jurul vostru, pentru că altfel ori vi se tăia căpățâna, ori ajungeați un fel de kebab pe rug acolo, că atât îi ducea mintea pe cei din acea perioadă. Bine că s-au schimbat vremurile, că mă vedeți în flăcări, ard în flăcări. În fine, important este să... mai este o chestie care o simt din viața voastră anterioară, este că ați renunțat inclusiv la o iubire. Ați așteptat cumva, parcă simt că ați așteptat să se schimbe mentalitatea, să se schimbe vremurile, să se schimbe ceva pentru a putea fi cu o anumită persoană. Nu s-a putut, se pare, în acea viață. Cred că încă sunteți unii dintre voi în căutarea acelei iubiri pe care ați simțit-o atunci și care nu a ajuns la îndeplinire, la manifestare și vine după voi în această viață acest dor pe care nu vi-l puteți explica. De ceva, de cineva, poate că încă nu știți, sunteți în ceață, dar în interiorul vostru se manifestă această dorință, se manifestă acest feeling, da? Încă aștept acea persoană potrivită, acea persoană care să vadă și să înțeleagă și să accepte cine sunt eu cu adevărat. Că există posibilitatea ca și în această viață să aveți voi niște talente, așa cum ați avut și în viața despre care vorbim acum, și să nu le arătați. Să nu le arătați din teama de a nu fi acceptați, tura asta, că acum nu vă mai ia nimeni capul, dar din teama de a nu fi acceptați, din teama de a nu spune lumea că sunteți un măscărit, să nu spune lumea că ați înnebunit și așa mai departe. Eu zic să vă asumați riscul. Eu am fost numită în fel și chip. Mă doare la flașnetă de ce spune lumea. Am spus și repet, bine că nu mai este valabilă treaba cu rugul și alte nebunii. În rest, nu trebuie să vă intereseze, sunteți cine sunteți și acum, în această viață, veniți cu următoarele lecții, două puncte. Să vă acceptați darurile, să vă acceptați puterea care zace în voi de atâta timp. Să înțelegeți că acum nimeni nu vă mai omoară. Să înțelegeți că cei care rezonează cu puterea voastră vor veni în jurul vostru. Dar pentru asta trebuie să o acceptați. Pentru asta trebuie să o lăsați să iasă la suprafață. Și să înțelegeți că nu este nimic rău. Sunt niște lucruri ale voastre pentru care ați lucrat multe, multe, multe vieți. Și la fel de multe vieți ați și suprimat acest lucru și acum este momentul, vi se spune că altfel nu ar fi apărut în această citire, că e momentul să vă acceptați clar audiția, clar vederea, eu știu ce mai faceți voi pe acolo, tot felul de talente de genul ăsta. E momentul să nu mai așteptați, să faceți, pentru că știți ce aveți de făcut pentru a materializa această persoană pe care voi o tot așteptați, să
Să vină să vă întâlnească, să vină în viața voastră. Acum este în regulă, acum sunteți safe, sunteți în siguranță, nu trebuie să vă mai ascundeți de nimeni și de nimic, nu trebuie să mai protejați pe nimeni și nimic. Și este nevoie de oameni ca voi, este nevoie ca cei care au aceste capacități, să spunem, să iasă în prima linie și să servească umanitatea. Nu folosim astfel de capacități în scopuri egoiste, doar pentru noi și atât, pentru că atunci, bine, nu aveți unde să știți ce am spus la citirea numărul 1, doar dacă n-ați ascultat-o sau doar că nu știți prin intuiție că văd că aveți aceste capacități, nu se mai cer, în momentul în care faci lucrurile pentru binele colectiv, nu se cer acele plăți de care am vorbit la numărul 1. Bun, dragii mei, asta ați făcut într-o viață anterioară. Înțeleg și sper că și voi înțelegeți de ce ați ales acest lucru și de ce nu ați ales să mergeți pe această cale a sufletului vostru, a darurilor voastre spirituale, să spunem. Ar fi bine să faceți acest lucru în această viață, da? Studiați, să vă aduceți aminte cât mai mult, pentru că deja aveți foarte multe cunoașteri, aveți foarte multe noțiuni pe care le-ați învățat în această viață și nu numai în această viață, simt foarte bine lucrul acesta, dar dacă sunteți la început cu acest proces de aducere a minte, învățați, studiați, căutați și lăsați această magie să iasă din voi, lăsați aceste daruri să iasă la suprafață și nu vă mai temeți că oamenii vă vor răni pentru că sunteți cine sunteți. Foarte frumoasă citirea pentru voi, foarte frumoasă povestea voastră. Îmi place foarte mult și îmi doresc foarte mult să aveți acest curaj în această viață de a arăta adevărata voastră esență, adevărata voastră față. Asta este lecția pentru voi, asta este povestea vieții voastre, dragii mei. Până data viitoare, când ne revedem, reauzim, regăsim și mai departe pe la Tarotscop sau altă citire, dragii mei care ați ales numărul 2, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc. Salutare, dragii mei care ați ales numărul 3, și anume ametistul, acela frumos, frumos. Haideți să vedem care este povestea voastră din viața anterioară și cu ce lecții veniți din acea viață în aceasta. Haideți să vedem și cărțile care au ieșit pentru a ne lămuri în această privință. Din tarotul clasic aveți cartea carului, cartea regelui de monede în poziție întoarsă, cartea orizonturilor îndepărtate, cartea retragerii, îngerul iubirii, cartea egoismului, cartea luptelor între familii. Scuzați. Ok. Din nou carte de lupte, de conflicte. Cartea regelui Arthur. Și această carte de ruine, de a fi prins în ruine. Oi, dragii mei, voi care ați ales numărul 3, se pare că într-o viață anterioară, din ce simt eu aici, ați făcut parte într-o familie regală. Evident, ați trăit o viață de lux, o viață de împlinire materială. Dar în această viață v-ați culcat cumva pe o ureche, ați fost destul de leneși. Nu ați vrut să vă implicați în ceea ce, nu știu, în lucrurile care se întâmplau, să spunem, în regatul în care erați voi, pentru că simt foarte puternic acest lucru, că erați de viță, nu că de viță nobilă, erați din familia regală. Erați acel fiu sau, nu, fiu, 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 mi se spune clar, fiu, al regelui care nu face nimic pentru a se implica în
ajutorul dat oamenilor din regat, în ajutorul regelui și așa mai departe. Nu făceați decât să petreceți, să mâncați, să beți, să vă simțiți bine. V-a plăcut foarte mult acest statut. Pentru că, evident, aveați tot felul de beneficii, de privilegii, dar totuși ceva s-a întâmplat în acea viață. A fost o luptă, a fost o ruptură între voi și familia voastră, între voi și tatăl vostru. A fost o luptă atât verbală cât și, să spunem, pe câmpul de luptă. A fost o provocare pe care, știți, când arunci mănușa și celălalt acceptă duelul. A fost o scenă de genul ăsta în care voi v-ați confruntat părintele, v-ați confruntat tatăl. Mi se spune acum în felul următor că indolența voastră, că felul în care voi ați început să vă comportați în sânul acelei familii a dus la tot felul de discuții. Discuții care au ajuns la un anumit moment în punctul de a fi de dezmoșteniți. Am zis bine? Da? Regele, tatăl vostru, a zis foarte clar, dacă tu continui să duci o astfel de viață în care doar să profiți de faptul că urmează să moștenești tronul, să spunem, iată, eu nu sunt de acord și nu îți voi da ca moștenire acest regat, acest tron. Ceea ce a dus la un conflict, a dus la niște lupte, așa cum spuneam, între voi și tatăl vostru. Nu mai spun de conflicte interioare pe care voi le-ați simțit în acel moment. Doar că ego-ul vostru a triumfat. Ego-ul vostru a fost mai mare decât, nu știu, dragostea pentru tatăl vostru, pentru familia voastră, pentru cei din jurul vostru. V-ați desprins de familia voastră, ați plecat din acest regat, ați mers pe drumul pe care voi credeați că trebuie să mergeți, acest drum de plăceri, cât se poate de lumești, cât se poate de omenești. Ați călătorit foarte mult după această perioadă, ați cutreierat lumea în lung și în lat. V-ați deconectat de la familie. Lucru care probabil, da, unii dintre voi îl simțiți și în viața actuală. Că familia nu vă susține, că familia nu înțelege drumul pe care voi vreți să îl luați, pe care voi vreți să mergeți, vreți să îl alegeți. Simțiți o deconectare, simțiți o înstrăinare, poate, legată de familie. Dacă simțiți acest lucru, ia cât acum știți de ce, pentru că au fost și în această viață, posibil și în alte vieți, aceste certuri legate de moștenire, aceste certuri legate de bani, aceste certuri legate de ceea ce vă doriți voi și familia voastră nu înțelege și apar aceste conflicte. Ce ați mai făcut voi în această viață și ați făcut-o tot pentru că ego-ul, așa cum am spus, a triumfat? A fost să vă întoarceți spatele iubirii. V-ați întors spatele unei iubiri. A fost o persoană care v-a iubit sincer și voi ați prefera să plecați. Ați prefera să vă deconectați de la ea și să vă îndreptați pe drumul ego-ului vostru. Ați judecat, nu ați judecat, ba da, ați și judecat, dar în fine, ați trăit în acea viață de la nivel de ego și de la nivel mental. Și asta ni se spune foarte clar și prin această carte a regelui Arthur, care încearcă să scoată această sabie Excalibur doar cu puterea minții, el uitând, așa cum ați uitat voi în acea viață, că puterea lui stătea în inimă, în dragoste. Și se vede foarte clar că atunci, în această viață despre care vorbim, v-ați blocat această iubire. V-ați întors, așa cum am spus, cu spatele total
la familia voastră, la această persoană, această domnișoară, să spunem, care v-a iubit și care a rămas tristă și însingurată în momentul în care voi ați plecat în lumea largă să vă simțiți bine în egoul vostru și în, nu știu, distracțiile, petrecerile pe care le făceați, pentru că simt acest lucru. Doar că, mă scuzați, a venit momentul, din ce văd în această poveste, ca voi să terminați resursele pe care tatăl vostru, în ciuda conflictului pe care l-ați avut, conflictelor pe care le-ați avut, vi l-a dat. Și ați ajuns spre finalul vieții în această ruină, în aceste... Bine, nu este închisoare, poate... Da, poate unii dintre voi la sfârșitul poveștii chiar așa ați ajuns, dar este vorba de această decădere a voastră de la statutul de rege la aceste ruine în care ați ajuns. Și acest lucru s-a întâmplat din cauza egoului vostru, din cauza faptului că nu ați vrut să ascultați și părerea celorlalți. V-ați crezut ombelico del mondo, buricul pământului. V-ați crezut voi mai deștepți, mai sus, mai frumoși și mai așa decât ceilalți. Ați rănit în stânga și în dreapta. Au fost, așa cum am spus, conflicte și în interiorul vostru, pentru că această carte mai vorbește și despre conflicte între inimă și rațiune, dar ia că rațiunea a câștigat, da? Și egoul a câștigat. Voi n-ați reușit să faceți nimic în acea viață cu rațiunea, așa cum nici Arthur n-a reușit să scoată sabia din acea piatră, pentru că el gândea și acționa doar din punct de vedere mental. Este foarte clară lecția cu care veniți în această viață. Ascultați-vă inima. Lăsați ego-ul la o parte, ascultați și ce spun cei din jurul vostru, fiți mai deschiși către ceea ce înseamnă iubire. Dacă ați fost răniți în acea viață, așa cum ați perceput voi că familia nu a fost alături de voi, să vă întoarceți puțin și să înțelegeți că nu vi s-a cerut imposibilul, vi s-a cerut doar să participați și voi la ceea ce se făcea în regat la momentul respectiv. Așa că în viața asta încercați măcar să-i ascultați și pe ceilalți, să vedeți și punctul lor de vedere. Nu mai fiți atât de încăpățânați, nu mai fiți atât de radical și rapid, să spunem, în a lua niște decizii, evident, de la nivel mental, pentru că simt pentru dintre voi încă vă urmărește această chestie. Învățați să vă redeschideți, așa cum am spus, inima, să vă redeschideți către iubire, în primul rând față de voi și apoi față de ceilalți. Și să înțelegeți că adevăratele bogății nu stau neapărat în lucruri materiale, adevăratele bogății pornesc din interiorul sufletului. Așa că lecția voastră este legată de ego, este legată de legăturile de familie. Trebuie să lucrați pe legăturile de familie, pe iertare a voastră și a celorlalți, pe înțelegere de la un nivel superior că cei din jurul vostru nu vă sunt dușmani și, bineînțeles, pe iubirea acestor persoane și pe iubirea voastră. Pentru că nu aș vrea pentru voi să se repete povestea să, ca din cauza acestui ego și din cauza acestui blocaj pe chakra inimii, blocaj al iubirii, să ajungeți din nou de sus, din poziția de prinț, să spunem, în aceste ruine. Sunt, și acum îmi atrage atenția această carte, că aceste bare, aceste gratii, sunt și definițiile pe care le aveți, fricile pe care le aveți, aceste blocaje care nu vă lasă, nu v-au lăsat atunci și riscul să nu vă lase nici în viața asta să trăiți o viață plină de iubire și armonie. Ele sunt acolo și vi se spune că e o lecție cu care ați venit din această viață anterioară. Foarte interesant, dragii mei, nu este o lecție foarte ușoară de făcut în momentul în care vorbim de ego. Ego este bun, nimeni nu este lipsit de ego. Asta este foarte clar. Dar trebuie să existe un echilibru între minte și suflet, între rațiune și emoțional. Aici aveți voi de lucrat, dragii mei. Și, repet, dacă simțiți că sunteți cumva îndepărtați, neînțeleși de familia voastră, este pentru că vă urmărește o poveste din trecut și trebuie să lucrați la această înțelegere și această iertare.
Dragii mei care ați ales numărul 3, iată povestea voastră din viața anterioară și lecția cu care veniți în această viață. Foarte frumos, foarte interesant. Eu vă doresc succes celor care ați hotărât să lucrați pe această lecție ca să nu se mai repete și în viața viitoare. Ar fi bine să le rezolvăm cât mai multe acum. Dragii mei, asta este povestea, asta este citirea, astea sunt lecțiile. Până data viitoare, când ne revedem, regăsim și reauzim pe la Tarotscop sau altă citire de genul acesta de a alege o carte, știți foarte bine că egoiști sau nu, eu vă pup și vă iubesc. Salutare, dragii mei, care ați ales numărul 4 și anume acel pendul interesant, care mie îmi place de nu mai pot. Da, haideți să vedem care este povestea vieții voastre anterioare și ce lecție, cu ce lecție ați venit de atunci pentru acum. Și avem următoarele cărți din tarotul clasic. Avem Regele de Săbii și 10 de Cupe. După care avem această carte de sănătate șubretă, de boală. Avem această carte, ea se numește Excitement, dar vorbește despre niște anunțuri care trebuiau făcute atunci. Cartea Ordinii, Cartea Posibilităților, Romantic Feelings, îndrăgosteală și emoții de iubire, cartea care se numește Two Worlds, două lumi. Foarte interesant, cartea Războinicului și cartea Regelui. E, dragii mei, așa cum probabil ați ghicit, din aceste cărți, din pictogramele lor și denumirile lor, este foarte clar că într-o altă viață ați fost rege sau poate regină. Pentru că aici nu mai simt atât de puternic această energie masculină. Deci poate să fie vorba și despre faptul că ați fost regină într-o altă viață. Clar vorbim despre o familie regală. Doar că în această viață, dragii mei, ați pierdut niște ocazii. Ați avut ocazia de a alege iubirea și nu ați făcut-o. Lucru care v-a măcinat foarte mult. Din ce simt aici, persoana pe care voi o iubeați, persoana care avea, să spunem, inima voastră nu făcea parte din familie regală, nu făcea parte din nobilime, să spunem. Era o persoană de rând, dar pe care voi ați iubit-o foarte mult. Era această distanță socială între voi de neacceptat în acel moment, în acea existență, în acea viață, în acele timpuri. Așa cum am spus, ați avut ocazia la un moment dat să faceți un anunț, să anunțați familia din care voi făceați parte, acea familie regală, că voi sunteți îndrăgostiți de fapt de această persoană. O persoană, și această dragoste, îmi vine acum mesajul, această dragoste a apărut ca o surpriză în viața voastră. Ați fost căsătoriți, văd foarte clar, ați avut parte de această carte care reprezintă ea în sine, acea familie fericită, împlinire și așa mai departe, doar că pentru voi nu a reprezentat acest lucru. A apărut această persoană după ce s-a produs această căsătorie, a apărut exact de unde nu vă așteptați. O persoană care, așa cum am spus, nu făcea parte din familia regală, nici măcar din nobilime, mi se spune. Poate că făcea parte dintre servitori sau era pur și simplu o persoană din regatul în care erați voi, dar care v-a atras atenția prin bunătatea ei, v-a atras atenția prin acea frumusețe a sufletului, prin acea simplitate de care voi poate aveați nevoie, pentru că, vine să spun acum, era foarte multă falsitate în ceea ce voi trăiați, erau doar niște jocuri de orgolii, iar voi nu erați așa până la un moment dat când a trebuit să alegeți. A trebuit să alegeți între a declara că renunțați, să spunem, la tron sau a renunța la niște privilegii pentru a putea fi cu această persoană.
Nu ați avut curajul necesar să o faceți. Și atunci a început declinul vostru din punct de vedere emoțional. Nu ați pierdut din avantajele materiale, nu văd acest lucru dacă vă gândeați la așa ceva, cum s-a întâmplat, dacă nu mă știu, la numărul 3, 3, 2, nu mai știu, în fine, că eu uit după ce le zic că se duc din mintea mea. Ați murit tot în castel, pentru că apare și această carte a bolii, unde vă reprezintă pe voi pe patul de moarte, așa îmi vine să spun, așa simt. Dar tot în rang de rege sau regină, tot în această familie regală. Dar declinul, așa cum am spus, nu a fost financiar, a fost din punct de vedere sufletesc. În momentul în care nu ați avut curajul să alegeți iubirea, în momentul în care nu ați avut curajul să declarați, să anunțați că de fapt voi iubiți această persoană simplă și o iubeați sincer și ea vă iubea la fel de sincer, sau, mă rog, se pot schimba sexele în funcție de caz, ceva în voi a murit. Ceva în voi a murit și ați început din acel moment să scoateți din voi acea parte de tiranie. Ați condus din acel moment acest regat prin forță, prin violență, prin o rigiditate de asta dusă la extrem. Vă răzbunați pe toți și pe toate din jurul vostru ca și cum ceilalți erau vinovați că voi nu ați putut face această alegere. Erați revoltați pe sistemul care era atunci, pe legile care erau atunci, pe mentalitatea care era atunci, și singura soluție pe care ați găsit-o a fost să tăiați și în stânga și în dreapta, să faceți voi cumva ordine, țineați foarte mult la chestia asta de ordine, pentru că în sufletul vostru era dezordine, pentru că în sufletul vostru era varză. A fost singura modalitate pe care ați găsit-o de a vă impune față de ceilalți. Of, of, măi, este o apăsare foarte puternică în zona pieptului în momentul în care vă spun aceste lucruri, pentru că simt această durere, ok, pe care voi ați dus-o cam toată viața voastră. Dar mai ales în momentul în care a trebuit, sau mă rog, ați avut ocazia să spuneți ceea ce simțiți și să faceți această alegere și nu ați făcut-o. V-a mâncat pe interior până v-a adus în momentul morții și simt foarte clar că și pe patul de moarte vă gândeați la această persoană. Ați plecat în lumea spirituală cu gândul la această persoană, cu regretul că nu ai avut curajul să spui ceea ce ai avut de spus, cu regretul că nu ți-ai trăit această iubire când ai avut ocazia să o trăiești. Nu simt că ai fi regretat faptul că ai fost tiran sau o regină cu astfel de caracteristici. Pentru că, repet, și acum îmi vine în minte acel film cu regina Elisabeta, când a fost atât de rănită și atât de... sufletul i-a fost călcat în picioare încât și-a blocat tot și a devenit așa cum a devenit. Așa vă văd și pe voi în această viață. Dar nu ați regretat acest lucru. Nu. Singurul regret cu care ați plecat în lumea spirituală a fost că nu v-ați trăit acea dragoste, că nu ați acționat atunci când trebuia să acționați. Dragii mei, e clar că în această viață veniți cu această lecție. Dacă se întâmplă și se repetă povestea în această viață de genul vă place o persoană, dar nu puteți fi cu ea pentru că familia nu o acceptă, pentru că, nu știu, voi aveți facultate, 3 masterate, 7 doctorate și respectiva persoană n-are decât liceu sau 8 clase și atunci spui, mă, cum să fiu cu ea, că nu se poate, nu uita că se repetă o poveste din trecut. Ceea ce trebuie tu să înveți acum, pentru că n-ai făcut-o în viața trecută, este că nu trebuie să te mai închizi, nu trebuie să te mai ascunzi, nu trebuie să mai asculți de vocea lumii, de gura lumii. Dacă iubești într-adevăr o persoană, trebuie să treci peste toate aceste concepte, aceste etichete, aceste
Bărahaturi inventate de societate și să faci această alegere, să declari ceea ce n-ai declarat atunci, să îți asumi această dragoste, pentru că altfel, dragul meu, draga mea, se va repeta povestea de atunci, asta de am discutat-o noi acum, și această lipsă de curaj care posibil să te urmărească și în viața asta s-ar putea să ducă din nou la această sănătate șubredă și din nou să treci într-o viață anterioară, viitoare, scuze, cu această părere de rău că nu ți-ai trăit dragostea și că n-ai avut curajul să o recunoști și așa mai departe. E o lecție foarte importantă. Din punctul meu de vedere, bine, toate lecțiile sunt importante, dar aici vorbim de curaj, aici vorbim de asumare, aici vorbim de a nu mai asculta ce spun cei din jurul tău și de a fi tu stăpânul propriei vieți, pentru că acolo nu ai fost, ai trăit într-o iluzie, ai trăit într-o chestie care te-a dărâmat. Te-a dărâmat pentru că ai ales să te dărâme și ai ajuns să exprimi și această agresivitate în jurul tău pentru că aveai inima rănită, pentru că tu considerai că din cauza lor tu nu ai putut să faci acest lucru. Nu este adevărat. Înțeleg standardele și moralitățile și toate rahaturile care se întâmplau atunci, se întâmplă și în ziua de azi, dar alegerea ți-a aparținut și atunci, alegerea ți-a aparține și în viața asta dacă recunoști ceva că se întâmplă prin jurul tău, din ce ți-am spus eu aici. Alegerea ți aparține, ai făcut greșeala în viața anterioară de a te ascunde și de a-ți fi frică să spui ceea ce simți pentru că, nu știu, pierdeai niște avantaje materiale, să nu-ți mai fie frică în această viață pentru că nu faci decât să repeți această poveste și să nu-ți înveți lecția de acceptare și de asumare a ceea ce simți tu cu adevărat. Dragii mei, asta este povestea vieții voastre anterioare, asta este lecția cu care se pare că veniți în această viață. Astea sunt scenariile care posibil să se repete în viața voastră acum și așa cum am spus, dacă le recunoașteți, trebuie să fie un semnal de alarmă acolo că iată asta aveți de făcut să se încheie odată acest ciclu, să se încheie acest scenariu, să nu se mai repete și în viețile viitoare. Nu ratați ocaziile care vi se arată în viață de a fi fericiți din frica de a pierde ceva material sau din frica de a fi judecat de familie sau de prieteni, din frica de a, nu știu, nu da bine în ochii lumii că cealaltă persoană nu are același statut pe care îl aveți voi, că cam așa el de statut, scuzați-mă, dar asta este că mă apucă nervii când vorbesc despre așa ceva. Cei cu atâta statut? Statutul conform cui, da, conform societății, o să-mi spuneți și, mă rog, aveți dreptate, ar fi bine să nu mai urmați acest pattern, acest model care se tot repetă, se repetă, se repetă și iacătă, vine și vă spune clar, uite, asta ai făcut, uite, asta ar trebui să nu mai faci, da, mă rog, și chiar și acum în viața asta decizia ți aparține așa cum ți-a aparținut și atunci. Scuzați-mi limbajul, îmi scapă, asta este, că mă apucă nervii, mă apucă și pe mine nervii. Dragii mei care ați ales numărul 4, iată povestea vieții voastre, iată lecția cu care trebuie să vă confruntați în această viață, dacă vreți, bineînțeles, dacă nu, mai există și viața viitoare și altele. Aștept comenturile voastre, dacă vreți să lăsați în secțiunea de coment, dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, știți foarte bine unde și cum să mă găsiți și până data viitoare când ne revedem, regăsim și reauzim la taroscop sau altfel de citiri de genul ăsta, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.